Laureatul olimpicilor este organizat de Ministerul Educației pentru liceenii care trebuie să participe la alte concursuri în perioada în care se desfășoară sesiunea normală de bacalaureat. În acest an, 20 de liceeni din județul Suceava au susținut examenul de bac în sesiunea specială de la Bacău. Este vorba de 3 olimpici la geografie, fizică și informatică și 17 sportivi de la atletism, handbal, box, schi biatlon, radioamatorism, canotaj, ruibi, lupte și tir cu arcul. Doar 8 din cei 20 de liceeni au reușit să promoveze examenul. Cele mai mari note au fost obținute de cei 3 olimpici. Este vorba de Eugen Pahomi de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Olimpic la fizică, Mihai Calancea de la Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți Olimpic la informatică și Constantin Popa de la Nicu Gane Fălticeni Olimpic la geografie. Doar 5 dintre cei 17 sportivi care au susținut bacalaureatul în sesiunea specială au reușit să promoveze. 2 dintre sportivi au fost respinși la câteva zecimi, iar ceilalți 10 au obținut medii mai mici de 5. Sportivii care nu au reușit să promoveze bacalaureatul se pot înscrie în sesiunea din toamnă.